I want to break free. Okay. I want to break free from the lies and the fantasy that I'm in you. Dai, cade părul lui Lili, nu. I want to break free. Te pup, Florența. Bună, uite-l, mă. Te-ai și pe... God knows. God knows I want to break free. Dă-mi voie, șurubel, puțin. Mulțumim că faci și pe I ea, da, Florența. I'm falling in love. Nu pot, nici nu pot încă. Ok, te rog. Lasă să mai... se liniștească. Florența este alături de noi și astăzi. Dacă te-am pupat, Rubel. Trebuie să mă pup și tu, nu? Păi da, nu ne pupăm noi în bucătărie aici, unde nu mai bunătăți ne faci. Altfel nu iese plăcinta cu dragoste, nu? Că ne pregătești o plăcintă. Exact. Înainte de plăcintă, Rubel, ai zis că vrei de la telespectator pe WhatsApp metode bune de a dormi ușor, da? Da. Da. Uite, ne-a dat Ionuț, colegul nostru de la cameră de aici, uite, Ionuț, zice că metoda lui de a dormi este foarte simplă. Și că transmite lui Șurubel, hai că zic eu, Ionuț. Transmite lui Șurubel, eu adorm foarte simplu, număr până la 3. Și mă, și zic, cum mă, număr până la 3? Adică tu te pui în pace, faci 1, 2, 3 și atunci. Și zice, e, acum ca să fiu sincer, număr câteodată până și până la 3 și jumate, 4, fără un sfert. Da, deci să o încerc și pe asta, da. Vă așteptăm în continuare pe WhatsApp să ne spuneți metode bune de a dormi. Florența, tu ce faci ca să adormi ușor? Uite, mănânc ceva dulce și adormi asta. Cu dulce poți? Când ți se ridică glicemia? Eu, de exemplu, pot să dorm cu dulce. Da? Nu am probleme cu somnul. Momentan. Perfect. Perfect, așa să rămân. Nici eu n-aș avea probleme cu somnul dacă aș trăi dintre bunătățile astea. Ce ne faceți? Astăzi vă pregătesc ceva foarte simplu. Sigur găsiți prin frigider, prin congelator, vișine congelate sau puteți lua și din compot. Vă pregătesc o plăcintă cu vișine și de post. Pentru că tot este postul. Se poartă. Este și de post plăcinta întâmplător. Facem plăcintă cu vișine, cu Florența la Vorbește Lumea. Eu sunt aici în bucătărie alături de Florența pentru că astăzi ne face ceva bun, bun, bun de post. Plăcintă cu vișine. Plăcintă cu vișine. M-am apucat deja să pregătesc foile. Asta e coca. Cum asta este coca. Am pregătit din 200 de mililitri de apă, 100 de ulei, 2 linguri de oțet și făină cât cuprinde. Făină albă, nu? Făină, făină normală. Albă, făină normală. Am împărțit coca în două, apoi fiecare cocă în patru, după cum vedeți. Am pus ulei între ele, le-am întins așa să fie gata, să nu... Da. Să avem timp să arătăm telespectatorilor. O împăturesc pentru a forma un foietaj. Da. Așa. Și o las un pic... O las mai crească? Nu, o las un pic deoparte. Aceasta am pregătit-o deja. Din ea o să pregătesc o rolă de plăcintă. Trebuie lăsată un pic, aproximativ 5 minute. De asta m-am apucat înainte, ca să se poată întinde. Nu trebuie să punem la frigider sau ceva, nu? Nu punem la frigider. Totul, foaia de plăcintă se face pe loc. Te ajut eu dacă vrei să țin foaia aici. Am pus-o ca să fie mai ok, să nu... murdărim aici prea rău, da? Și să se întindă și mai bine. Întindem foaia și am pregătit între timp și vișinele pe care le-am stors foarte bine. Am adăugat zahăr și scorțișoară. Da, și le-ai amestecat? Da, le-am Cât amestecat. Cât zahăr ai pus? În care e cantitatea? Acum, punem din ochi sau cum ne place eu, nou? Dacă eu pun din... după ochi. Ok. Cum ne place nou. Așa pun și eu. Le stoarcem, uite că ele își lasă un pic de zeamă de la zahăr, da? Da. Le stoarcem. O să le dau așa un pic ca să vedem. Așa. Perfect. Nu punem cu zeamă pentru că va curge. Se moaie foarte tare plăcinta. Bun. Același lucru putem să facem și cu dovleacul sau mărul. Cu măr. Da. Ce bună e plăcinta cu măr. Să vezi ce bună este cea cu vișine. Abia aștept să mănânc. Tot timpul, eu zic că fiecare are acasă... vișine în congelator și atunci e păcat că o să înceapă. Eu mai pun fructe de pădure în congelator. Mai am afine din vară. Să știi că poți să pregătești și cu afine. Iese foarte bine. Perfect. Vă recomand să folosiți o hârtie cerată pentru a vă fi ușor. Uite. Da, ce ușor. Să suciți. Ai văzut cât de repede am pregătit? Da. Da? Deci asta este, marginea o rupem, ca să nu avem prea multă cocă la colțuri, cu toate că mie îmi plac colțurile, dar rămâne suficientă. Și apoi o să o punem aici, într-o tavă, dăm peste cap. Și aia a fost. Și asta numărul 1 e în tavă. Numărul 1 este deja în tavă și pregătim numărul 2. Și apoi o să o băgăm la copt...
Câte aproximativ la 160 de grade, cam 2 ore. Noi venim la bucătărie pentru că Florența ne-a făcut plăcintă de vișine, da? Dar de post, ai zis. Da, de post. E gata? Este gata. Abia aștept să mănânc. O porție moderată. Partea o vreau eu, că e mai topit zahărul. Cum ai făcut această minunăție de plăcintă, Florența? Păi am făcut foile, din câte ați văzut, foarte simplu. Mulțumesc. Se fac foile. Ia uite ce frumos. Ia uite, eu din 100 de mililitri de ulei, 200 de apă. Practic jumătatea din cantitatea de apă este ulei. Și apoi am adăugat 2 linguri de oțet, puțină sare... Și am pus făină până s-a omogenizat, am împăturit foile din câte ați văzut și eu zic că este... Mamă, e foarte bun. Știți ce îmi place cel mai mult la mine? Că mănânc, nu mă uit. Adică mănânc, mie îmi place să mănânc dulce și după aia vin... Nu mai intră roghe, măi, bine. Uite, să mai pun încă o porție, așa, știi, și pentru șurubel. Știi ce? Să facă designerii rochile mai mari. Asta e, ca să-mi intre... Tu îți dai seama că nu te crede nimeni când te plângi, nu? Că ce? Că ce? Păi eu mănânc. Păi tot te plângi că ce? Păi mă plâng că iese un pic... Tu bucură-te că mănânci în continuu și arăți așa, iese că n-ai de ce să te plângi. Întrebare, Florența. Întrebare. Că voiam să te întreb. De unde ai luat tu vișine? Vișinele sunt de la congelator, le adunăm frumos vara, le scoatem sâmburi, le punem la congelator. Asta-i. Mai avem grijă în caz că mai există câte un sâmbure, dacă nu se găsesc vișine congelate și le puteți cumpăra. Ce bună. Această rețetă funcționează cu orice altceva? Funcționează cu mere, funcționează cu dovleac, funcționează foarte bine cu varză. Cu varză? Da, u, interesant. De post, da, și e și de post, este un desert și de post și da, mănânci până leșin. Nu, sare. Păi... Varză, asta a fost o întrebare. Proaspătă. Nu auzi, mamă, cum să întreb mamă zahăr la varză? Upsi! Dar poți să încerci să inventezi asta. Funcționează cu ciuperci. Da. Eu spun ce am pregătit eu. Foarte bun. Așa, dar și cu gutui. Este foarte bun. Foarte bună. Deci cu că gutui. Cerul este limita, cum s-ar zice. Da. Foaia este aceeași, este foaie, nu este foaie de cumpărat, nu trebuie să vă duceți să cumpărați, este foaie făcută bun. Arată extraordinar. De casă și eu zic că e perfect. Eu nu-ți... Și nu sunt, nu sunt cu gem sau cu ceva de genul. Nu, sunt doar vișine, ați văzut. Vișine stoarță foarte. Dar tu nu vrei să gusti? Perfect, ba da, am gustat deja. Vezi colțișorul ăsta mic? Ionuț, colegul nostru, operatorul, care are acum camera în mână, nu mai poate, nu mai suportă, mi-a făcut semn. Deci, mulțumim frumos, Florența. Da,